Ionuț, tânărul care a murit în timp ce își făcea un tatuaj la Timișoara, a fost condus pe ultimul drum. Sfâșiați de durere, sute de oameni au venit să-și ia rămas bun de la tânărul de doar 23 de ani. Ionuț a murit vineri în timp ce își făcea un tatuaj. Martorii spun că ar fi băut mai multe energizante până când inima i-a cedat. Familia, prietenii și apropiații sunt încă îngenunchiați de durerea cauzată de vestea morții. Sute de oameni îl plâng pe Ionuț, tânărul mereu vesel, care a iubit viața mai presus de orice. Pasiunea pentru motociclete i-a fost răpită mult prea devreme. Prietenii au făcut un cortegiu funerar rar pe motociclete, până la locul unde tânărul își va dormi somnul de veci. De această dată, Ionuț nu a fost pe motocicletă alături de prietenii lui, ci în Sicriu. Ionuț a fost înmormântat în satul natal Știnăpari, județul Caraș-Severin.